Aș dori ca în această dimineață să lăudăm numele lui Dumnezeu încă o dată și să cinstim numele lui din toată inima și să ne îndreptăm gândurile spre Cel care ne-a dat această bucurie deosebită să fim chemați copii al lui Dumnezeu, răscumpărați prin sângele lui. Și doresc în această dimineață să slăvim numele Domnului Iisus Hristos. Să mulțumim lui Dumnezeu că ce ne-a dat Duhul Său cel Sfânt să locuiască în inimile noastre, să ne călăuzească. Și mulțumim pentru Sfânta Scriptură care ne învață și ne ajută ca să ne ducem viața de pocăință, așa cum spunea fratele Mircea Pădineaț. Este o minune că El este în casa lui Dumnezeu. Și această minune o face Dumnezeu în fiecare zi în viața noastră. Amin. Aș vrea să citesc un singur verset, poate două versete din Evrei, capitolul 11, cu versetul 24 până la 26, spune așa. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Slăvit să fie Domnul! Am citit acest text care este în legătură cu textul din Exodul capitolul 2. Și aș putea să spun în această dimineață începutul și sfârșitul. Începutul nașterii lui Moise și sfârșitul nașterii în viața unui om. Deci acest text din această dimineață îl putem vedea cât de actual este el. Cât lucrurile care se întâmplau pe vremea nașterii lui Moise se întâmplă și în ziua de astăzi. Lucrurile care erau impuse familiei evreilor, celor care slujeau pe Dumnezeul cel viu, sunt asemănătoare cu lucruri care sunt impuse și familiei creștine în ziua de astăzi. Și dacă în textul care am citit din Exodul capitolul 2 cu versetul 1, dacă ne uităm la capitolul 1, deci un verset mai sus, cuvântul Domnului spune așa: atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: să aruncați în râu orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. S-a dat o lege împotriva poporului lui Dumnezeu. S-a dat o lege ca toți copiii care se nășteau de parte bărbătească să fie omoriți. Trăim în zile în care cel rău își dau fel de fel de legi ca copiii să nu fie lăsați să trăiască. Și fratele Mircea Pădineață a amintit lucrul acesta la timpul de rugăciune și n-aș vrea să insist pe tema aceasta. Dar s-au găsit oameni și în ziua de astăzi Dumnezeu are oameni care sunt credincioși și care stau aproape de Dumnezeu. Când se dă o lege care este conform cuvântului Dumnezeu, noi trebuie să urmăm această lege. Dar când legile care sunt date în țara aceasta sau oriunde pe pământ, care contravin Sfintei Scripturi, legi care contravin legilor date de Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și când noi ca părinți, noi ca familie ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, Dumnezeu își face planul și El poartă de grijă. El nu ne lasă singuri, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este în control. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poartă de grijă și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu și veșnic. Și El trăiește și astăzi. Și cuvântul Domnului în această dimineață spune așa: un om din casa lui Levi și luase pe o nevastă de o fată Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu, a văzut că este frumos și l-a ascuns.
Am stat și m-am gândit, seară, la două noaptea, ce putea să fie în capul acestei fete, acestei femei însărcinată, când știa că toate legile date de faraon sunt împotriva ei. Poate câtă durere, poate cât plânset, poate câtă rugăciune care vrei, Doamne Dumnezeule, dă să fie o fată, să nu fie un băiat. Doamne Dumnezeule, te rog frumos, binecuvântă copilul acesta. Nu știa. Nu trăia poate în vremurile acestea care știm ce se va întâmpla. Și cu toate acestea, ce fac? Au hotărât să lase copilul să se nască. Este o binecuvântare și este un lucru frumos când ca un om care ești în casa lui Dumnezeu, un om care ascultă Dumnezeu și ține de Sfânta Scriptură, ce faci? În ciuda legilor, lași copiii să se nască. Căci copiii sunt o binecuvântare dată de Dumnezeu. Și un frate bătrân în România spunea că fiecare copil care se naște, se naște cu o pâine sub soară. Nu suntem noi care putem de grijă. Cât poți să porți de grijă la un copil? Poate că nu este foarte mic, este bebeluș. Poți să porți de grijă pentru o perioadă. Dar după aceea Dumnezeu poartă de grijă. La un moment dat îl dai în școală, la un moment dat îl lași la un serviciu. Vedem că și Dumnezeu poartă de grijă. Dumnezeu poartă de grijă și cât sunt atâtea multe exemple când sunt familii cu mulți copii în România, care erau persecutați, care poate erau vorbiți de rău, poate erau amărâți zi de zi. Și cu toate acestea, dacă te uiți în viața lor, în viața copiilor, Dumnezeu le-a purtat de grijă. Căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poartă de grijă. Și atunci că El când îngăduie ca un copil să vină pe lumea aceasta, El îngăduie și o binecuvântare pentru el. Dumnezeu îngăduie și o bucată de pâine, Dumnezeu îngăduie și un loc unde să crească, Dumnezeu îngăduie lucrul acesta pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Această familie a hotărât ca să accepte copilul în viața lor și ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Cu toate căci copilul acesta, când va crește mare, cuvântul Domnului spune că era gângav, era un bâlbâit. Nu putea să să vorbească coerent, nu putea să se explice, nu putea să țină o cuvântare, nu putea poate la școală să facă expunerea. Era un copil care avea o deficiență. Și cu toate acestea, mama și a hotărât ca să țină acest copil și să-i dea viața. Mare binecuvântare o să aibă această mamă pentru că a hotărât ca să aducă un copil pe lume. Și frații mei și surori, Dumnezeu are un plan deosebit cu acest copil. Atunci când venim cu copiii și aducem pe lume, atunci când aducem copiii, Dumnezeu are un plan și așa de mult m-am frământat pentru că cuvântul Domnului spune că i-a luat un sicriaș, l-a pus și Dumnezeu așa a îngăduit ca ea să crească copilul. Și am zis, ce-a putut această femeie? Ce-a putut această femeie timp de cât putea să alăpteze un copil? 3 ani? 4 ani? Poate ar fi excepții. Deci 3-4 ani de zile să țină. Ce ar fi putut ea să spună că atunci când Moise ajunge mare, el să recunoască că ce este din poporul lui Dumnezeu? Ce-a putut să învețe mama aceasta? Câte cuvinte? Ce-a trebuit să facă această mamă ca copilul ei în timp 3-4 ani de zile ca să-i pui în el sămânța lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa și aș vrea să ne uităm aici în versetul 2 spune că a văzut că este frumos la chip și ce-a făcut? L-a ascuns 3 luni. O mamă care vrea ca copilul ei să crească frumos, ca un copil ca să crească aproape de Dumnezeu, îl ascunde de lume. Nu lasă copilul cât el este de mic, de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani, îl ascunde de lucrurile care pot să intre în viața lui din lumea aceasta. Mi-aduc aminte de soția mea de câte ori nu lăsa copiii să se uite la desene. Desene acestea nu sunt bune pentru ei. Pune lucruri murdare în mintea copilului. Ascunde copilul de lumea aceasta. Ascunde de murdăriile din lumea aceasta. Ascunde de lucrurile și de jocurile care sunt în lumea aceasta, care ți se par că-s bune. Nu sunt bune că nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Mama aceasta
l-a ascuns pe acest copilaș de lume. Și cuvântul lui Domnului spune că, sau mai fost un exemplu în lume, în cuvântul lui Dumnezeu, când Ioachim, și aș vrea să citim împreună în 2 Cronici, capitolul 22, era fata preotului Jehoiada, Iosabet, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Jehoiada. În Cronici, capitolul 22, spune așa, că Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe tot din neamul împărătesc al casei lui Iuda. A omorât tot ce este pământ, ca să poată să aibă ea dreptul, să nu aibă nimeni pretenție la tronul la care era pusă, că era împărăteasă atunci. Dar Iosabet, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâți. Și l-a pus cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a ascuns Iosabet, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Jehoiada și sora lui Ahazia de privirile Ataliei care nu l-a omorât. Și cuvântul Domnului în versetul 12 spune așa, a stat 6 ani ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu. Mi-a plăcut atât de frumos cuvântul acesta care spune că această femeie l-a ascuns pe Ioas în casa lui Dumnezeu. Dacă nu știi unde să ascunzi copiii tăi, dacă nu știi cum să-i ascunzi copiii tăi, în casa lui Dumnezeu este un loc în care copiii tăi se simt în siguranță. În casa lui Dumnezeu copiii pot să fie ascunși de lumea aceasta și pot să fie păziți de lucrurile murdare ale lumii. Pentru că în casa lui Dumnezeu se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Țin minte când eram copil mic, am fost dat la grădiniță. Nu știu câți ani se dădea în România la grădiniță, dar cred că la 4 ani era acceptat la grădiniță, la grupa mică. Și când am fost dat la grădiniță, începeau sărbările acestea de iarnă și învățătoarea mi-a spus să venim să facem fel de fel de dansuri și jocuri românești. Și mi-aduc aminte de lucrul acesta că ne-a spus că noi nu avem voie ca să dansăm. Și m-am simțit foarte rău și dat deoparte din cauza tot ceilalți copii dansau și făceau fel de fel de pregătiri pentru sărbările de iarnă și eu ca și copil de pocăit stăteam în bancă jos. Și am spus că nu este prea mic copilul ca să-l înveți despre cuvântul lui Dumnezeu. Nu este prea mic copilul ca să-l aduce în casa lui Dumnezeu, să-l înveți că în casa lui Dumnezeu biserica și copilul Dumnezeu se roagă pe genunchi. Nu este prea mic copilul lui Dumnezeu să-l înveți Tatăl nostru. Nu este prea mic copilul atunci când mama și tata se pleacă pe genunchi seara să se roage ca să încredințeze familia în mâna lui Dumnezeu, copiii să fie lângă tine pe genunchi. Chiar dacă sunt prea mici, nu este prea mic. Copilul să învețe să cânte o cântare cu mama și cu tata. Nu este, niciodată nu este prea mic. Căci copiii care sunt crescuți în casa lui Dumnezeu, copiii care sunt ascunși în casa lui Dumnezeu, sunt copii care Dumnezeu are un plan cu ei. Niciodată Dumnezeu nu își va face planul cu copiii care sunt din afară, ci copiii care sunt ascunși de mamele lor în casa lui Dumnezeu, copiii care sunt ascunși de mamele lor, de lucrurile pământești, de lumii, Dumnezeu are un plan cu ei. Și planul lui Dumnezeu este dus la îndeplinire. Frații mei și surori, aș vrea să protejăm copiii noștri. Și așa m-am bucurat că în casa lui Dumnezeu se nasc copii. În casa lui Dumnezeu sunt familii care, în ciuda circumstanțelor, hotărăsc ca să aducă copiii la binecuvântare. Aduc copiii în casa lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-și pună o binecuvântare pentru ei. Și așa m-am uitat la Domnul Iisus Hristos când au venit și au dus copilașii la El. Putea Domnul Iisus Hristos să vină să facă altceva lucru. Putea să vină să poate să toarne un delem sau să spună o binecuvântare. Nu. Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. În casa lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează copiii. Atunci când vii copii în casa lui Dumnezeu și ții în casa lui Dumnezeu, aici Dumnezeu binecuvintează copiii.
Și binecuvântarea lui Dumnezeu nu se poate cumpăra. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu se poate câștiga altfel decât dacă aduci copiii la binecuvântare în casa lui Dumnezeu. Copiii atunci când au cântat licurici, ați fost atenți. După ce au cântat toți licuricii și au spus amin, ce a spus toată biserica? Dumnezeu să vă binecuvinteze. A fost o binecuvântare rostită în casa lui Dumnezeu. Să știți că binecuvântarea aceea se lipește. Când vii și aduci o cântare, o jertfă în casa lui Dumnezeu și biserica se rostește o binecuvântare, Dumnezeu binecuvintează lucrul acela. Căci Dumnezeu a adus o laudă pentru casa lui Dumnezeu. Așa primim binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Dacă ținem în casa lui Dumnezeu, dacă ținem ascunși de pericolul acestei, de Atalia, de lumea aceasta, de oameni care vor să facă răul, ea ție ascuns în casa lui Dumnezeu. Și atunci sămânța aceasta care crește în el, este pusă de mama, este pusă de tata, este pusă de biserică, crește și s-ar putea să trebuiască 40 de ani, cum a trebuit lui Moise, dar nu contează, nu este prea târziu. 40 de ani, nu e nimica. La alții spune că le vine mintea la cap mai repede. La Moise trebuie 40 de ani, nu e nimica. Sămânța este pusă acolo și cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără rod. Domnul să te binecuvinteze. Și aș mai vrea să iau un exemplu ce a făcut mama aceasta pentru Moise, pentru acest bebeluș, ca să îl ferească de lume. Cuvântul lui Dumnezeu spune că l-a pus într-un sicriaș. L-a pus în ceva, într-o covată, ceva, în ceva care să nu se scufunde, și făcut din papură, și spune că l-a uns cu lut și cu smoală. Copiii noștri, vine vremea când trebuie să-i punem pe valurile lumii. Vine vremea când trebuiască copiii noștri ca să îi lăsăm să meargă la școală. Cum să facem și cum să facem ca protecția peste copiii noștri să fie puse? Că și noi nu vrem copiii noștri să fie influențați de afară. Nu vrem atunci când punem acest sicriaș de pe apă, apa să intre. Nu? Vrem să-l protejăm. Ce protecție trebuie să facă și cum a făcut această mamă ca protecția protecția copilului să fie asigurată? Și spune că l-a uns cu smoală. Așa, cred că figurativ, în casa lui Dumnezeu, cea mai bună protecție care putem să punem peste copiii noștri este rugăciunea mamei și a tatei. Dumnezeu ascultă rugăciunea părinților pentru copii. Și Dumnezeu aduce la împlinire când o mamă se roagă pentru copiii ei, când un tată se roagă pentru copiii ei, când un tată și o mamă vin și aduc familia lor înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este protecția rugăciunii împotriva lumii acesteia. Dumnezeu protejează și atunci când cerem ca îngerii lui Dumnezeu și când cerem așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca să cerem protecția lui Dumnezeu peste casa noastră, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și aceasta aș vrea ca aceasta, poate ca smoala, ceva, nu arată ceva frumos, nu? Smoala. Nu e ceva plăcut. Poate de multe ori rugăciunea nu este ceva plăcut. Poate nu este o cântare, ceva care să izbească ochii, dar este ceva care face ca protecția lui Dumnezeu să fie peste copilul care a mers la școală. Aleluia. Și țin minte, părinții noștri când plecau la școală ne cereau binecuvântare peste noi, se rugau pentru noi ca Dumnezeu să ne păzească la plecare și la venire. Și cred că părinții din biserica noastră și toți cei care au copii se roagă ca atunci copiii când merg la școală, poate când merge mai departe sau fel de fel de decizii, ca Dumnezeu să lase protecția lui. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea părinților pentru copii. Aș vrea să închei amintindu-ne că atunci când părinții hotărăsc ca să aducă un copil, în ciuda faptului și în ciuda legilor, să lasă un copil să vină, Dumnezeu își aduce planul la îndeplinire. Și gândiți-vă, această mamă, dacă ar fi știut, i-ar fi spus cineva, ce lucruri minunate a făcut Dumnezeu prin Moise? Ce lucruri minunate Dumnezeu poate să facă prin copilul tău?
Ce lucru minunat poate Dumnezeu să facă prin acest băiețel cu numele Aron Daniel? Dacă părinții iau hotărâri după cuvântul lui Dumnezeu împotriva legilor care sunt afară. Dacă părinții protejează copiii și nu lasă influențele negative, nu lasă ca... Că știți cum, în zilele care trăim, așa am ajuns o vreme din asta care suntem foarte aglomerați. Și eu sunt foarte aglomerat. Și recunosc lucrul acesta, poate a trebuit să petrec mai mult timp cu copiii, poate a trebuit mai mult timp să mă joc cu ei. Și ce face? Când suntem aglomerați, nu mai avem timp cu copiii. Nu mai avem timp să ne jucăm cu ei, să învățăm, să le punem întrebări. Spun specialiștii cu un copil, un bebeluș, copiii, la vârsta când sunt mici, pun în jur de 400 de întrebări pe zi. Dar de ce e așa? Dar de ce e așa? Dar cum e așa? Și ce să facă? Când copilul este cu mama acasă, când copilul este, crește cu mama, deci mama poate să răspundă la întrebările acestea. Eu țin minte că am crescut în România și poate ați auzit expresia aceasta, copii cu, crescuți cu cheia la gât. Ați auzit expresia aceasta? În România, comuniștii forțau să lucreze și mama și tata. Așa era situația. A fost o perioadă care dacă aveai mai mult de 4 copii, la al cincelea copil îți dădea voie ca mama cu al cincelea copil să stea 7 ani acasă și mergea vechimea. Poate sunteți familiar cu lucrul acesta. Și așa a fost o perioadă. Chiar dacă aveai 4 copii, trebuia să mergi să ai un serviciu. Pentru că comuniștii au înțeles și gândurile acestea și cum au înțeles comuniștii, acum înțeleg alții. Căci dacă îi ții pe părinți busy, le dai muncă, le faci viața în așa fel ca viața de, și traiul lor să fie forțat să lucreze, să nu-i ajungă banii, să vrea mai multe, totdeauna sunt tentați fel de fel de lucruri. Și atunci copiii să crească mai mult singuri. Eu mulțumesc Domnului, am avut o bunică care am aproape și părinții chiar dacă lucrau, eram la bunica și la bunica mea încă acum tot îi spun mama, nu-i spun bunica, spun mama Lidia. Pentru că ea ne-a crescut. Avea copii asemănători cu vârsta. So, poate am fost binecuvântați de lucrul acesta, dar sunt foarte mulți copii care, generația mea, a fost crescut fără părinți, că trebuia să lucreze părinți, așa era situația. Și lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Părinții, și mama, și tata, să hotăresc, știi, fel de fel, trebuie să mai cumpărăm aia, trebuie să facem aia, și lucrează amândoi, se forțează. Și copiii cresc singuri și nu este un lucru bun. Este bine ca mama să crească copiii. Mama să fie lângă copii. Când copiii se trezesc dimineața, mama să fie cu copii. Noi când ne-am căsătorit, am hotărât cu soția mea și am spus că eu am să lucrez cât este nevoie, dar tu trebuie să fii, am spus la soție, dacă ea poate să crească copiii. Deci mama trebuie să fie lângă copii. Mama trebuie să crească copiii de când e foarte mic și până crește mare să aibă grijă mama de copii. Că aceasta este o binecuvântare și este, crește copii sănătoși, crește copii cu coroană vertebrală, copii care stau aproape de cuvântul lui Dumnezeu și copii care învață cuvântul lui Dumnezeu. Și ca Domnul Dumnezeu să ne ajute ca să luăm hotărâri plăcute lui și să ne protejăm copiii de lume. Amin.